dimineața zilei cu numărul 7 ne găsește la Carei. Din cartea de istorie știm despre Carei că a fost ultima brazdă de pământ românesc care a fost eliberată de sub ocupația hortistă. Acest lucru se întâmpla pe 25 octombrie 1945, iar această dată a devenit și Ziua Armatei Române. În centrul Careiului, Monumentul Eroilor Români consfințește asta. Peste drum de acest monument însă, descoperim revelația ultimilor ani în materie de obiective turistice. Supranumit și Peleșul Transilvaniei, a fost redeschis în 2012 după ce a fost reabilitat cu fonduri europene. Până acum a fost vizitat de peste 250.000 de turiști, dintre care 40.000 de vizitatori unici numai în 2016. Doamnelor și domnilor, vă prezentăm Castelul Caroi. Castelul Caroi are o istorie îndelungată. Începând din secolul XV, avem pe actualul loc al castelului o mențiune cum că aici se află o casă din piatră cioplită. Castelul a aparținut de-a lungul secolului familiei Caroli. Familia Caroli a fost o familie foarte importantă și, dobândind acest statut, primește permisiunea din partea regelui Matia Corvin al Ungariei să ridice aici o casă din piatră cioplită. Cel care inițiază acest proiect se numește Caroi Lanț Laszlo. În zona se accentua pericolul turcesc, astfel că la 1592, deci un secol mai târziu, casa din piatră cioplită a fost nevoie să se transforme într-o cetate de apărare veritabilă împotriva otomanilor. Cel care inițiază a doua transformare se numește Caroi Mihai. Fiul său, numit la fel, tot Caroi Mihai, pentru merite deosebite, primește titlul de baron pentru familia Caroli în jurul anului 1600. Cetatea se modifică iar în 1661-1665, se lărgesc zidurile, se întărește, propriu zis. Pe parcursul secolului XVII joacă un rol important. Este o cetate strategică pe linia împotriva apărării turcilor, invaziei otomane. Iar când pericolul turcesc se disipește din zonă, se gândește familia să o transforme într-o clădire cu aspect frumos, cu aspect de clădire aristocratică, să-și piardă din funcțiile cetății care erau foste pe timp de război. La 1792, cetatea de apărare se transformă într-un palat în stil baroc. Știm că avea un etaj, la parte erau 20 de camere, la primul etaj erau alte 20 de camere. Rămâne așa, de la 1792 până la 1892, când are loc ultima mare modificare arhitectonică, se păstrează palatul stil baroc, dar se adaugă turnurile care le vedeți, bastionul. La 1907, familia părăsește acest castel. Urmează primul război mondial. Familia se mută la Budapesta. Castelul se transformă într-un sanatoriu, o parte din el, în perioada interbelică, într-un casino, o altă parte din el. Când începe al doilea război mondial, familia donează castelul armatei maghiare pentru a-l folosi. După ce armata română, la 28 octombrie, recucerește teritoriile ocupate de maghiari, castelul fiind în posesia armatei maghiare, trece în posesia armatei române și automat în posesia statului român, cum îl avem și astăzi, nu mai poate fi revendicat. În perioada 2009-2012, castelul cu fonduri europene a fost restaurat. Am intrat în sala cavalerilor a castelului Caroli, cea mai mare sală din acest castel. Acest castel are 120 de încăperi aproximativ, iar locul în care ne aflăm se numește sala cavalerilor, realizat între anii 1892-96. Anterior aici a fost o curte interioară, dar la 1892 s-a adăugat acel zid din fața noastră, neogotic, și curtea interioară s-a închis cu un acoperiș frumos realizat din grinzi masive, pictate cu motive maghiare de secol XIX. Avem balustradele din lemn de nuc și lemn de ștejar, foarte frumos, păstrate, tot 1892 realizate. Scările din marmură, iar aici avem un șemineu impresionant, arată din marmură de Carrara, din Italia, la Carrara de marmură din Italia. Acest șemineu a fost realizat de către un maestru sculptor în piatră, în 3 ani de zile. Mai avem și altceva de văzut? Avem foarte multe lucruri de văzut. Încă vă invit într-o expoziție de aici, de la partea aici. Expoziție permanentă. Ne aflăm în prima expoziție de bază permanentă de la parterul Castelului Caroli.
Expo Figurini de Ceară, realizat tot printr-un proiect european, s-au confecționat ce interesant arată. 27 de figurini de ceară, reprezentând cele mai importante personalități care s-au născut sau au trăit în orașul care avem trei membri ai familiei Carolii, avem poetul maghiar reprezentativ Odi Endre, avem reprezentată vizita regiului Ferdinand, a reginei Maria și a primului ministru Iuliu Maniu din 1919 din Carei. Avem Carolii Dürt, un important membru al Academiei de Științe Maghiară, chiar fondator al acestei instituții. Iar aici, în această sală, avem 12 figurine de ceară, avem prezentate două scene istorice. Aici, în dreapta mea, avem momentul semnării păcii de la Satu Mare. Îl avem reprezentanți pe principele Franțius Racoții II al Transilvaniei, contele Caroi Șandur, care era general al armatei principelui Francis Racoții a răsculaților, generalul Palfi, care reprezenta Sfântul Imperiu Roman, Habsburgic, și regele Carol al III-lea, regele Sfântului Imperiu German și rege al Ungariei. Aici, în stânga mea, o altă scenă istorică este sistemul juridic la începutul secolului al XVIII-lea este reprezentat. Este momentul condamnării la moarte a, se pare, ultimei vrăjitoare care este consemnat la Carei, ultima vrăjitoare din Europa chiar. Deci ultima vrăjitoare din Europa la Carei. La Carei, așa știm că s-a întâmplat. Îl avem pe contele Caroi Ferenc, Francis, care semnează decizia dată de acuzator și de judecător. Hotărârea de condamnare la moarte. Hotărârea de condamnare la moarte, da. Avem călăul, acuzata vrăjitoarea și un soldat care asigura baza în zonă. Am înțeles. Mai avem și alte încăperi de vizitat, nu? Sigur, aceasta este prima încăpere. Sunt doar două săli. Mai avem încă aproximativ 20 de săli de vizitat. Haideți să mergem. La parter și la etajul castelului. Da, frumos. Da, am ajuns la etajul castelului Carolii, unde mai avem trei expoziții de vizitat, un număr de 17 săli, două expoziții permanente și două săli de expoziții temporare, unde organizăm de două ori pe lună sau o dată pe lună, în funcție de cum avem expoziții temporare. Avem în prima sală biblioteca cu 2000 de volume, în sala 2 avem un antreu, în sala 3 avem un salon de relaxare pentru bărbați, după care urmează salon de bal, un alt antreu, sufragerie, budoarul pentru domnișoare, dormitorul familiei, toaletă cu antreu, sală de muzică și apoi un salon de zi. Asta în prima expoziție, care se numește Interioare istorice din secolul XIX. După care urmează alte patru săli cu expoziție cu o altă temă, se intitulează Expo Africa, unde pe parcursul a patru săli turiștii pot să vadă animale împăiate din Africa de Sud, multe antilope rare, arme de vânătoare, trofee de vânătoare. Noi cumva ne apropiem de finalul turului nostru, ca să zic așa. Da, suntem aici, tot la etajul castelului, în expoziția Expo Africa, ultima expoziție din acest etaj. Am văzut până acum 5 expoziții, aproximativ 25 de săli. Se încheie turul de vizitare al castelului. Domnule Mocanu, sunt impresionat și vă mulțumesc tare mult. Vă mulțumim și noi pentru vizită, vă mai așteptăm pe la noi și cu alte ocazii. Ne despărțim cu greu de castelul Caroi, dar călătorului cu drumul ieșa de bine. Vă ducem acum într-un loc unic în spațiul transilvan, donjonul de la Cheresig. Turnul se află la doar câțiva metri de frontiera română-maghiară și e unul dintre cele mai interesante monumente medievale păstrat aproape intact din momentul construcției. Ridicat în secolul XIII, donjonul a avut o destinație incertă, fiind probabil partea unei fortărețe. Unicitatea lui constă în faptul că este singurul turn hexagonal de formă neregulată din întreaga Transilvanie. Este un miracol că această construcție a rezistat atâtea secole și e realmente păcat că nu se face nimic pentru readucerea lui la viață. Pornim din nou grăbiți la drum. Trebuie să trecem din Crișana în Banat înainte să ne prindă seara din urmă, dar acest lucru nu este atât de simplu cum pare.
dar nici mare bai noi, că om trece Mureșul cu compa pe la Igriș și gata, am ajuns și în Banat. Cum adică ceea ce e o compă? Este finalul zilei cu numărul 7 și noi am traversat cu compa din Crișana în Banat. Acum ce e asta compă și cum funcționează, o să ne spună domnul Popovici Viorel. Domnul Popovici, ce e o compă? O compă este un sistem, să zic așa, primitiv de traversare a râului Mureș. Această compă s-a impus sau ca o necesitate a traversării râului Mureș. Acum că ați aflat ce e compa, poate că ar fi bine să știți că ea ține în spate toate legile fundamentale ale hidrostaticii, adică Arhimede. De fapt, e un bacul, e un corp care plutește în urma legilor Arhimede, care zice că volumul de apă dezlocuit, dacă este mai mic decât volumul corpului, corpul plutește. Asta ca plutire și ca deplasare, nu folosește altceva decât forța apei. De fapt, e componența a două forțe, respectiv forța apei, forța de rezistență a cablului, care impune o rezultantă și care, în funcție de înclinația bacului, traversează de o parte sau de cealaltă a râului Mureș. Deci, la venire, să spun așa, este înclinația pe... Este înclinația cu fața înspre cablu, mai aproape de cablu, și cu spatele mai departe, în așa fel că apa lovind în corpul bacului sau acum, îl impune o mișcare în față. Rezultanta celor două forțe și invers în partea cealaltă. Rezultanta traversării ne-a dat și nouă suficientă forță să ne instalăm tabăra mai încetişor, așa, ca în Ardeal. Exclusiv în România, montez pentru prima dată un cort. Pe... Nu, ca nu s-ar vedea. Ba da, se vede foarte bine. Pe tărâm ardelenesc. Am înțeles. Dar nu știu. Mai trebuia să mai fac. Și unde suntem aici? Suntem pe malul Mureșului. Am traversat în județul Timiș. În localitatea Igriș. Pus-o la sfârșit. Igriș. Și ai montat cortul în stil ardelenesc. Ardelenesc. Foarte încet. Și cum terenul de fotbal era lângă noi, forța rectilinie cu care se lovește mingea, combinată cu viteza vântului și cu mișcarea de rotație a pământului, poate da naștere unui gol! La final, cu toții am cedat. Așa că până dimineață vă spun doar atât. Forța să fie cu voi!